Ce înseamnă să fii o persoană non-binară? Eu am trecut prin explicațiile astea de mai multe ori și mereu cumva încercam să înțeleg cum aș putea să explic cât mai clar și mai aproape de ceea ce înțeleg oamenii sau un om care niciodată nu auză de non-binar. Acum, dacă aș explica ce înseamnă non-binar, hai să o luăm de la bun început. Când un om se naște, el se naște pur și simplu om, ființă, da? Apoi e foaia goală. Cineva ți-ar spune, ba nu, se naște băiat sau fată. Acum începem și cu asta. Deci se naște cu foaia goală și după aia deja îi atribuie gen, sex și alte etichete. Respectiv, hai să spunem că de la început mie mi s-a atribuit eticheta de fată, da? Genul. Însă, pe lângă aceste două etichete fată-băiat, mai există și altele. Acum au apărut, de fapt nu acum au apărut, dar mai mult se vorbește acum și oamenii cumva sunt mai conștienți de asta. Și aceste etichete sunt non-binar, gender fluid, trans și tot așa mai departe, da? Dacă vorbesc mai specific, deci persoana non-binară, eu nu mă identific ca băiat sau fată, ci mai degrabă ca o combinație dintre energiile feminine și masculine. Eu cred foarte mult în energie, de aia și vorbesc în felul ăsta, dar fiecare are definiția lui, de fapt, care înglobează termenul non-binar, da? Pentru cineva asta poate un pic diferit. Unii vorbesc despre non-binaritate ca o axă, de exemplu, aici este feminin și aici este masculin, și persoana non-binară stă în mijloc. Și cumva este echilibrul ăla dintre feminin și masculin. Sau nu neapărat în mijloc. Sau nu neapărat în mijloc, în această, da, axă, dar important că nu stă strict. Da, într-una sau în alta. Cineva poate mai mult de masculin, se apropie cineva de feminin, dar iarăși asta nu e vorba de roluri, de cum te îmbraci, de cum este aparența ta. E mai mult de feeling-ul interior. Uite, asta e important ceea ce ai spus tu, pentru că multă lume ți-ar spune că știi, iată, eu sunt femeie, eu mă simt femeie, dar uneori, de exemplu, fiind director de firmă, da, sau de întreprindere, eu la lucru mă port și mă simt ca un bărbat. Dar asta este puțin diferită când tu joci roluri atribuite în societatea aceasta drept rolul unui bărbat sau când tu te simți chiar în interior. Pentru că tu atunci când joci rolul unui bărbat, tu înțelegi că tu joci un rol și tu oricum te simți undeva în interiorul tău femeie. Presupun că la persoanele non-binare este puțin diferit, pentru că aici nu este despre rolurile pe care le joci.